1. Depunerea rugămintelor de liberă de conștiință declarată
Deci îți dau ție, în urmă de la față, pentru că să se Sub semnatul Abavei Bogdan, jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterele și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Târgu Ocru. Așa să ne ajute Dumnezeu. Să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce sunt puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Târgu Ocna. Așa să-mi ajute Dumnezeu! Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Târgu Ocna. Așa să-mi ajute Dumnezeu! Domnul Barna Cristian. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Târgu Ocna. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Subsemnata Barna Liliana, consilier în cadrul Consiliului Local al orașului Târgu Ocna, în conformitate cu prevederile articolului 117 aliniatul 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57 din 2019, privind fondul administrativ, depun în fața Consiliului Local și a locuitorilor orașului Târgu Ocna următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile mele și în priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Târgu Ocna. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Scuzați-mă, mâinile. Subsemnatul Bucur Viorel, jur să respect Constituția și legile țării, să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în puteri și în puterea și priceperea mea pentru binele locuitorilor din orașul Târgu Ocna. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Aida. Pe care luați
Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Târgu Ocna. Așa să-mi ajute Dumnezeu! Așa, exemplarul acela la sumă voastră. Da, vă mulțumesc! Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Târgu Ocna. Așa să-mi ajute Dumnezeu! Să-l anunț eu pe următoare. Mulțumesc frumos. Depune jurământul domnul consilier Măciucă Suntem Chioviță. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce este în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Târgu Ocna. Așa să-mi ajute Dumnezeu! Exemplul acela la dumneavoastră. Domnul Mărcuță Dumitru Cezăric. Bună ziua! Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună credință, tot ceea ce stă în putere și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Târgu Ocna. Așa să-mi ajute Dumnezeu! Subsemnatul Munteanu Dragoș George. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Târgu Ocna. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Domnul Palate Pinei. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru locuitorii orașului Târgu Ocna. Așa să-mi ajute Dumnezeu! Domnul Prăjinar Alexandru. Bună ziua! Sunt semnatul Trăginar Alexandru, consilier în cadrul Consiliului Local al orașului Târgu Ocna, județul Bacău. Așa, în conformitate cu prevederile articolului din ordonanța de urgență, guvernul 57 privind codul administrativ, așa, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Târgu Ocna. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Și încă un exemplar, Așa. Lăsa doar dumneavoastră. Mulțumesc frumos. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Târgu Ocna. Așa să-mi ajute Dumnezeu! Aici? Da. Domnul Silopi Ștefan. Mulțumesc.
Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce stă în puterea și legea mea pentru binele locuitorilor orașului de Bogdan. Așa să ne ajute Dumnezeu. Domnul Ursu Traia. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Târgu Ocna. Așa să ne ajute Dumnezeu. Subsemnatul Ciubotaru Cristian Aurelian, primar al orașului Târgu Ocna, județul Bacău, în conformitate cu prevederile articolului 150, coroborate cu prevederile articolului 117 aliniatul 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57 pe 2019, privind codul administrativ, cu modificări și completări, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Târgu Ocna. Așa să ne ajute Dumnezeu! Felicitări. Mulțumesc. Și succes. Dacă mă puteți onoare să mă puteți așa, după putanță a fost.
multă putere și muncă și mult succes. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Doamnelor și domnilor, domnule subprefect, domnule președinte al Consiliului Județean Bacău, domnule europarlamentar Dragoș Alenea, distinse oficialități, onorat Consiliul Local nou ales, permiteți-mi, cu emoție în suflet, am depus jurământul pentru mandatul de primar. Am jurat că voi face cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Târgu Ocna. Împreună vom demonstra că se poate. Urmează o perioadă în care, prin proiecte duse la bun sfârșit, prin determinare și prin implicare totală a noii echipe administrative, vom arăta cetățenilor că au ales bine. Sănătatea și siguranța oamenilor, educația copiilor noștri, modernizarea infrastructurii la nivel local, asigurarea unui nivel de trai cât mai bun pentru fiecare cetățean, sunt prioritare în agenda mea de primar. Știu și pot să dezvolt noi proiecte. Sunt proiecte frumoase în care am pus suflet și care cu siguranță vor schimba fața orașului. Vor crește gradul de confort al tuturor cetățenilor. Viziunea mea despre conducerea destinelor acestei comunități am structurat-o pe câteva direcții principale. Investițiile în orașul nostru merită tot efortul administrației locale. Absorbția de fonduri europene și atragerea de fonduri nerambursabile sunt esențiale pentru a avea resursa financiară a proiectelor pe care le dorim implementate. Protejarea mediului. Prioritatea mea și a noastră este ca Târgu Ocna să fie un oraș curat, frumos și atractiv. Creșterea stării de confort și siguranță. Drumul spre și dinspre casă al fiecăruia trebuie să fie plăcut și sigur. Învățământul și sănătatea. Cu unități școlare moderne, atractive, dotate cu echipamente de studiu, IT și multimedia, servicii de transport școlar, sprijin și recunoaștere pentru performanțele elevilor și profesorilor. Voi susține sistemul de sănătate public și privat din oraș, cu toate atribuțiile și prerogativele administrației publice locale. Turismul, ca motor de dezvoltare locală și regională, printr-un parteneriat strategic pe termen mediu și lung cu Salina și mediul de afaceri din domeniul turistic și nu numai. Voi acorda o atenție deosebită către mediul antreprenorial din zonă, cel care este motorul economiei, generatorul de plus valoare, creatorul locurilor de muncă. O administrație suplă și eficientă, care e partener al cetățeanului, cu obiective cuantificabile, bazată pe criterii de eficiență și performanță, în care fiecare funcționar va ști unde îi este locul și ce are de făcut. Un primar trebuie să știe să pună în valoare expertiza aparatului de lucru al primăriei, să fie deschis la tot ce înseamnă nou și smart, în evoluția firească a comunității. Să fie un comunicator excelent, un liant între aparatul primăriei, Consiliul Local și organismele sau diversele entități private sau de stat, a căror experiență și proiecte de succes pot fi aduse și implementate în comunitatea pe care o reprezintă. Știu să coordonez echipe de oameni, să fac echipă cu specialiști, tehnicieni, colaboratori, astfel încât proiectele să fie finalizate, iar altele pe care le întrevăd să le inițiez. Sunt determinat și hotărât. Vreau să duc o politică deschisă a dialogului cu toate părțile interesate și consider critica constructivă drept o oportunitate pentru mine. Trebuie să fim conștienți că va fi un Consiliu Local fragmentat și orice decizie majoră care privește Târgu Ocnenii trebuie dezbătută înainte și trebuie să ne consultăm cu toate grupurile politice. De aceea, cred cu tărie că alături de oamenii de bună credință, corecți, morali, adevărați cetățeni ai comunității, putem reuși. Vă mulțumesc pentru încrederea acordată. Vă mulțumesc tuturor
celor care ați acordat votul dumneavoastră dezvoltării urbane, modernizării și echilibrului. Am muncit în fiecare zi pentru Târgu Ocna și vă garantez că în următorii 4 ani, alături de echipa mea, voi munci cu devotament față de comunitatea noastră și voi implementa proiecte care vor aduce un plus orașului nostru. Mulțumesc echipei social-democrate județene, domnului președinte Dragoș Benea, biroului județean executiv PSD, pentru strategia și viziunea asumată, precum și curajul de a mă fi propus și susținut în cursa electorală. Mulțumesc doamnei deputate Teodora Șofcan și celorlalți parlamentari ai Partidului Social-Democrat de Bacău. Le mulțumesc colegilor mei de la Partidul Social-Democrat Târgu Ocna, care au fost în campanie alături de mine. Am avut o campanie directă, de la om la om, sinceră, bazată pe recunoașterea lucrurilor nerezolvate la nivel local. Oamenii vor lucruri concrete, care să le asigure siguranța unui trai mai bun acolo unde trăiesc. Sunt încrezător și mă bazez pe sprijinul administrației județene, a domnului președinte al Consiliului Județean Valentin Ivancea și al domnului vicepreședinte, domnul Gelu Panfil, care vor acorda o atenție deosebită în susținerea unor proiecte importante ce vor face ca Târgu Ocna să se dezvolte ca un oraș, ca un oraș stațiune turistică balneoclimatică. Orașul este și va fi un punct important pe harta turistică și balneară a României. Sunt convins că proiectele mari de dezvoltare a județului, autostrada A13 Bacău-Brașov și aeroportul Bacău, vor aduce un real aport și orașului nostru. Am certitudinea că viitoarea echipă de parlamentare a Partidului Social-Democrat Bacăuan vor susține acolo în Parlament reformarea legislației românești cu privire la creșterea rolului autorităților locale și asigurarea unor formule de calcul a bugetului corecte și transparente. De asemenea, politicile de sănătate vor fi prioritare în aceste vremuri complicate. Să fim mândri că suntem târgocneni și să transmitem acest mesaj tuturor. La final, vă asigur de deplina mea imparțialitate și corectitudine în activitatea pe care o voi desfășura, în aplicarea legii și în slujba cetățenilor. Îmi doresc ca aici, acasă, în Târgu Ocna, să lăsăm deoparte tot ceea ce ne separă și să ne supunem întâi, să ne spunem întâi nouă, apoi celorlalți, să muncim, să construim, să unim. Vă mulțumesc! Mulțumesc tuturor și nu în ultimul rând familiei mele, părinților mei care mi-au dat și îmi dau energia de care am avut nevoie zi de zi. Cu credință și încredere pornim în noul drum. Așa să ne ajute Dumnezeu! Bună ziua! Vă mulțumesc pentru invitație, domnule primar, domnule europarlamentar, domnule subprefect, domnule vicepreședinte al Consiliului Județean, onorată audiență, stimați consilieri locali, vreau să profit de această ocazie să vă mulțumesc și eu pentru încrederea acordată. Acum o săptămână, cam pe timpul ăsta, depuneam jurământ. Ca și Cristi, tot inedit, tot prima dată în această postură, plin de emoție și de determinare. A trecut o săptămână în care am văzut ce înseamnă treburile administrative la nivelul întregului județ și vă asigur că nu e simplu. Dar tinerețea, experiența,
și determinarea actualului primar și a consilierilor locali care astăzi au depus jurământul, sunt convins că va face ca peste 4 ani acest oraș să apară cu fața schimbată, așa cum a afirmat domnul primar. Eu vă asigur, de la nivelul Consiliului Județean, veți avea tot sprijinul posibil pentru realizarea tuturor proiectelor viabile care vor veni în cadrul Consiliului Județean să fie aprobate, să fie supuse unui parteneriat, în așa fel încât să se vadă rezultatul final către cetățeanul care ne-a acordat încrederea. Vă mulțumesc încă o dată și vă doresc un mandat ușor și plin de realizări. Mulțumesc, bună ziua! Mi-ai spus în calitatea de europarlamentar să te accesez foarte direct și sincer. Fratele tău, omul acesta de pe altă planetă, urmărește investirea ta? Da. M-aș bucura mult. Este încă o dovadă că nimic nu este întâmplător. Se vorbea aici de raportul internațional. Anul acesta, când plecam spre Bruxelles, am avut bucuria, onoarea, privilegiul să cunosc un om deosebit, fratele Cristi Florin Ciobotaru, un om care lucrează în Belgia și ca să ne înțelegem unde lucrează el în cercetare, în nanotehnologie, este un om care știe ce se va întâmpla peste 20 de ani sau peste 30 de ani, ce se va petrece pe această planetă. Este un veritabil ambasador al României, al județului Bacău, al Târgocnei și cred că astăzi va avea și el parte de fiind în cinstea fratelui său, care, într-adevăr, a obținut o victorie importantă la Târgocna și la limită, dar o victorie pe deplin meritată și muncită. Eu, alături de colegii mei, în primul rând, mă bucur că am avut spațiu să fiu la Târgocna. Regret mi-a spus că n-am putut ajunge la Dofteana, dar sunt bucuros că am fost la Onești și un șef de domnul Drăgăruță spunea că Onești e capitala culturii românești, Onești. Eu cred că este capitala agriculturii românești. Oameni deosebiți și oameni de afaceri care împing societatea multe, cred că putem spune că sunteți aproape de capitala agriculturii, cel puțin din Moldova. Am venit de la Onești și am acesta, pe unde am fost, am vorbit cu nume și prenume despre oameni, despre întâmplări, despre evenimente, despre experiențe. Sigur că am deranjat mulți politicieni și o să mai deranjez în continuare, o să deranjez multe vârfuri ale județului Bacău, dar și pe mine și pe colegii mei ne apasă încrederea cu care oamenii ne-au susținut la alegeri locale, 96.000 de voturi și nu avem pretenția că le știm pe toate, dar avem pretenția că am înțeles ceva și din ceea ce s-a întâmplat în 2020 și avem pretenția că am înțeles ceva și din ce de la viața aceasta. Pentru că anul 2020 a fost un an foarte complicat pentru noi și din punct de vedere politic și din punct de vedere sanitar și din punct de vedere a mersului societății. Dar iată că la Târgocna, dacă am demonstrat caracter, am demonstrat curaj, am demonstrat coeziune, până la urmă lucrurile au ajuns acolo unde trebuiau să ajungă și trebuie să le mulțumesc și lui Cristi și doamnei deputat Șofcan și Iliane Barna și domnului Viorel Bucur și lui Tibi Palade și lui Marius Buturoiu și celorlalți care au pus umărul la
această, repet, frumoasă victorie și veste bună pentru Târgoma, pe venirea lui Cristi pe funcția de primar, pe funcția de primar, este o veste bună pentru Târgoma și pentru județul Bacău. Spunea aici Cristi de a 13, Bacău, Onești, Brașov, într-adevăr este proiectul cardinal de dezvoltare a județului Bacău și a Moldovei, este proiectul politic pe care, la care noi, organizația PSD, ne-am angajat și pe care l-am pus pe o trasă destul de irreversibilă la acest proiect, lucrându-se acum la studiul de vizualitate și la proiectul tehnic, astfel încât în 2023 să poată fi scoas la licitație un proiect care va trebui să, autostrada care va trebui să traverseze Carpații și să lege Moldova de Ardeal. Mulți au vorbit de autostrăzi, de fel de fel de autostrăzi, puțini au vorbit de Bacău-Brașov și acei oameni puțini sunt la presă de Bacău și eu sunt convins că într-o bună zi acest proiect va prinde viață și va fi tot o promisiune îndeplinită, așa cum a fost centura Bacăului sau aeroportul internațional. Sunt proiecte care sunt în ADN-ul acestei organizații și ele nu ar fi ajuns la stadiul lor de maturitate. Aeroportul internațional este practic funcțional și finalizat și centura aproape să fie dată în folosință în integralitate fără această muncă de echipă alături de toți primarii PSD, alături de parlamentarii PSD, de președintele CJ și tot ceea ce înseamnă această echipă. Eu le spun aceste lucruri pentru că ele trebuie să rămână și în memoria colectivă și în conștiința colectivă și pe suportul magnetic ca să, atunci când ajungem la alegeri, să avem răspunsuri la întrebările oamenilor ce ați făcut în ultimii 4 ani sau de ce veniți acum în campanie. Noi nu venim doar în campanie, de fiecare dată am comunicat aceste lucruri și oamenii ne-au răspândit cu încredere. Uitați-vă ce rezultat zdrobitor la Dofteana, care nu este zdrobitor doar prin faptul că domnul Bujor este el mai aprig așa. Este zdrobitor pentru că acolo s-au întâmplat lucruri. S-au întâmplat lucruri fără precedent, s-au făcut în 4 ani sau în 8 ani, lucruri care nu s-au făcut în 12-16 ani. Din păcate, aici, la Târgoma, știți foarte bine că am stagnat. Am stagnat și era gata să ne coste ca și organizație politică, dar până la urmă, dacă pot să spun așa, a fost o victorie la mustață, asupra căreia nu mai are rost să revin. Sunt convins că noi nu vorbim, am vorbit de autostradă, am vorbit de aeroport, de centură. Târgu Ocna este cel mai pitoresc oraș al județului Bacău. N-am afirmat nici colegii mei niciodată că vrem să facem a doua, a treia sau a șaptea Bucovina. Pentru că Bucovina este unică în femeie, este irepetabilă, n-ai cum să creezi a doua Bucovina. Dar eu îmi amintesc că atunci când eram președinte al Consiliului Județean, am spus că pariul turistic al județului Bacău reprezintă tandemul Târgu Ocna Sălin Moldova, exact în această ordine. Și într-adevăr, investițiile în turism susținute de la nivelul județului și la nivelul Guvernului României, trebuie să se îndrepte cu precădere către Târgu Ocna și Sălin Moldova, pentru că ele sunt două stațiuni complementare, sunt două orașe complementare, care pot beneficia de această criză sanitară pe care o traversăm cu toții și care sigur se va duce într-o criză economică la un moment dat, tocmai pentru că aici se poate face un turism un turism de sănătate, de care observăm cu toții că e nevoie mai mult ca oricând și de aceea mesajul meu și pentru toate partidele politice și pentru Consiliul Județean Bacău și pentru Consiliul Local Târgu Ocna și pentru Consiliul Local Zăi Moldova și pentru primarul de la Zăi Moldova este unul de coeziune, de unitate, de coerență, să mergem cu investițiile înainte, nu să alocăm bani de la Consiliul Județean pentru aceeași investiție 2, 3, 4 ani la rând și să nu se întâmple nimic. Mă bucur să vin alegerile parlamentare. Noi nu ne-am dorit alegeri și nici locale, nici parlamentare. Dacă mă întrebați pe mine, pronosticez mai degrabă că nu vor fi alegeri parlamentare. Dar dacă va trebui să ne prezentăm, ne prezentăm. Și noi propunem o echipă cu adevărat responsabilă, o echipă cu adevărat reformată. Suntem singura organizație politică ce deschide listele și are capitan de echipă un doctor care se luptă în fiecare zi sau în fiecare minut cu salvarea de vieți la terapie intensivă, doamna dr. Bianca
Crin, este capitanul nostru de echipă la aceste alegeri parlamentare și sunt convins că va fi vârful de lance și scutul pentru ceea ce înseamnă sănătatea județului Bacău, investițiile în sănătatea județului Bacău, și asta înseamnă și Bacău, și Onești, și Moinești, și Comănești, și Buhuș. Trebuie să acționăm coeziv, congruent în acest, ca un singur corp, nu fiecare pe cărări separate, într-o concurență care, sigur că duce pe cineva pe locuri fruntașe, dar pe fond județul Bacău riscă să aibă de pierdut. Eu sunt convins că vom avea un discurs articulat și o veritabilă voce în Parlamentul României prin vocea doamnei Bianca Pulgărin. Foarte mulți de aici nu o cunoașteți, dar foarte mulți o să auziți de ea și o să fiți surprinși de claritatea și devotamentul și lucrurile bune pe care le face în spital astăzi, la etajele 4 și 5 în lupta cu coronavirusul și în viitor pentru toți băcăoanii și pentru sistemul de sănătate din Bacău. Mă bucur să vă spun că, dincolo de Bianca Pulgărin, avem aici, în această zonă, pe doamna Teodora Șoșcan, un parlamentar devotat. Este și tânărul Ionuț Bujor. Sunt obiective pe care, mai devreme sau mai târziu, noi le vom atinge. Și de a reconstrui echipe care au fost complet decapitate de faptul că s-au mers pe mâna unui singur lider, acest lucru s-a întâmplat la Onești. La Târgoviște ne-am revenit din mers și în ultima secundă și sunt convins că alături de Târgu Trotuș, și dacă este Cătălin Sabău în sală, mi-aș dori să fie, este. Alături de Cătălin Sabău, alături de Cristi Cibotaru, alături de domnul Bujor, să reconstruim și politic, dar și administrativ, să facem lucruri bune pentru oameni, pentru că trebuie să înțelegem foarte clar lucruri, veștile bune în administrație și în viața oamenilor, ca și veștile rele, de altfel, au la bază o decizie politică, bună sau proastă, mai inspirată sau mai puțin inspirată. Mă bucur să salut și eu prezența domnului președinte Valentin Ivancea, domnului vicepreședinte Gelu Panfila, domnului Daniel Munteanu, nu în ultimul rând să salut și prezența protopopului de Onești, părintele Ioan Bărgăoanu, și să-l asigurăm de toată susținerea noastră acolo unde putem noi susține. Și un apel către un consiliu local în Târgovna, cum spunea Cristi, fragmentat, cu multe partide, 7 partide, dacă n-am greșit. Am văzut că este un partid, inițial mi-a sărit inima, vreau să pățesc ceva, că am văzut ADE și am crezut că e ALDE. Dar e ADE, nu e ALDE, și asta este o veste bună. Și am spus, de ce e o veste bună? Pentru că la Târgovna, totuși, cu ALDE, noi am dres Busuiocul. Și în 2012 și în 2016, și mulțumesc și domnului Avram și domnului Nuțu Costache pentru faptul că au susținut candidatul PSD la momentul respectiv. De ce mă bucur să nu mai văd ALDE în Consiliul Local Târgovna și nici la Onești? Pentru că am descoperit că acum 3 zile la Bacău, 6 partide s-au strâns împotriva PSD-ului ca să nu aibă un om în secția de numărare a voturilor. Și am mai descoperit un lucru fără precedent în politica bacăoană, că există demisia anuală, luată cine știe când și activată atunci când se pare ție că nu-ți ies cărțile. Da, oamenilor, la Bacău, ALDE Bacău a activat o demisie anuală care, din punctul meu de vedere, și aici sigur că mă adresez și domnul subprefect, pe care îl salut cu deosebit de respect, domnul Jitaru, să cumpănească bine cei de la prefectură în analiza acestui dosar, pentru că acolo sunt și ilegalități, care probabil frizează penalul, dar asta e treaba organelor de anchetă. Sigur că este și o criză uriașă de încredere în interiorul unui partid mic. El se pretinde un partid unit, mic, că mai sunt partide mici, nu asta e problema. Dar să cer demisii în alb, asta este expresia cea mai eloventă a unei crize uriașe de încredere. Și acest instrument, pe care eu nu l-am practicat niciodată ca președinte de partid, și cred că nimeni din această sală, de a cere demisia în alb înainte, este un fenomen care nu trebuie să existe în politică, este nociv, este toxic, și noi toți ceilalți trebuie să facem ca asemenea
practici să fie eradicate, nu să fie încurajate. Și atrag atenția aici și celor de la prefectură, și celor de la IPJ, și celor care vor fi sesizați cu această problemă, care noi, cu siguranță, nu vom lăsa să treacă, să fie trecută cu vederea. Apelul meu la Consiliul Local Târgu Ocna este, sunt 7 partide, nu va fi ușor de constituit majoritatea, nu va fi ușor de ales viceprimarul. Noi, ca partid politic, am spus 2-3 lucruri importante pentru următoarea perioadă, pentru această perioadă de campanie în criză de sănătate. Așa vrea domnul Orban și Guvernarea Liberală în campanie, asta este. Am închis școlile, dar mergem la școli să votăm. Să vă înțelegeți repede, să vă alegeți viceprimarul, să treceți la treabă, să faceți majorități pe proiecte și nu pe antipatii sau pe reminiscențe din trecut. Noi, PSD-ul, pe domnul Ivancea, președintele Consiliului Județean, nu-l vom angaja niciun fel în treaba, în campanie electorală. Dânsul este la Consiliul Județean pentru a fi un factor determinant în lupta cu coronavirusul, pentru a continua investițiile în sănătate, în infrastructură, în educație, pentru a nu pierde nicio secundă cauzată de campania electorală și a înainta cu aceste proiecte. Și vom pune umărul la constituirea majorităților și la pornirea rapidă a administrațiilor locale, indiferent unde contăm și unde avem un cuvânt de spus, astfel încât să trecem cât mai repede la treabă, pentru că oamenii trebuie să recunoaștem. Vremurile pe care le traversăm, nu suntem obișnuiți cu ele, vedeți că socializăm și ne întâlnim în condiții care nu ne-am imaginat și sperăm să nu rămână așa. Nu-mi doresc ca masca să devină un accesoriu pentru nimeni. Nu-mi doresc ca școala să fie online, ci școala trebuie să fie așa cum am învățat noi. Cu interacțiune socială între copii, cu inteligenți, cu profesori, mai blânzi, mai aspri. Sper să ieșim cât mai repede și sigur că cercetătorii, cum este fratele Cristi, au un rol important și trebuie să-i apreciem și să-i prețuim și să-i susținem, dar un rol important vine și de la factorul politic, care nu trebuie să piardă timp. Nu trebuie să vorbească mult și prost cum vorbesc noi de la PMP și trebuie să trecem la treabă. Aveți încredere că și eu și colegii mei care am venit astăzi aici și i-am enumerat, avem ca deviză, ne ținem de cuvânt, dar mai nou să știți că ne-am dat seama că suntem aproape de oameni și împreună la greu. Vă mulțumesc și vă doresc mult succes! Doamnelor și domnilor, onorată asistență, cred că vă dați seama că sunt vizibil emoționat de acest moment foarte însemnat pentru viața orașului nostru. Voi fi cât se poate de succint în ceea ce am a vă spune și voi începe prin a felicita pe primarul ales al orașului nostru și nou Consiliul Local al orașului Târgu Ocna. Ca să ajungem la acest moment, a fost oarecum pentru fiecare dintre dumneavoastră o anumită bătălie. Bătălie în care unii au ieșit oarecum învingători, ceilalți trebuie să se asocieze, să se alinieze pentru binele localității noastre. Sunt convins că noile autorități locale, atât primarul ales, autoritatea executivă, cât și consilierii aleși, autoritatea deliberativă, își vor da mâna și, poate mai mult ca altă dată, vor acționa în consens, de comun acord, ca toate obiectivele propuse în următoarea perioadă să fie realizate.
Încă o dată, felicitări și urez succes noilor autorități. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule avocat. Un prieten al lor. Domnule subprefect, stimați invitați tineri și mai în vârstă, cei care astăzi ați fost investiți în una din cele mai grele funcții pe care le aveți de acum 4 ani de zile, de a conduce acest minunat oraș care se cheamă Târgu Ocna. Meleagul acesta de legendă și istorie. Eu nu fac discurs politic, are cine o face, eu fac un discurs din inimă. Am răspuns cu demnitate și onoare. Până acum îi spuneam prietenul meu Cristian, de acum îi spun domnule primar al Târgului Ocnei. Te felicit, fiindcă oamenii au investit în dumneata și știu că peste 4 ani de zile vei arăta în bilanț ce ai făcut pentru acest minunat oraș. Noi, Asociația Națională Cultul Eroilor, suntem în cele 93 de localități ale Bacăului. Dar Târgu Ocna, Onești, Boituzu, Dofteana, Dărmănești, Slănicul Moldovei, Comănești, sunt pentru noi meleaguri de suflet și de glorie. Iar Târgu Ocna este peste tot. De aceea, peste 3 zile marți, cam fiecare an ne vom întâlni din noi în piațetă, tot acest în altă formulă, pentru a sărbători Ziua Vânătorilor de Munte, tradiția acestor oameni care au muncit, s-au jertfit, au trăit și au murit pe aceste meleaguri. Dragul meu prieten Cristian, domnule primar Ciubotaru, noi, Asociația Cultul Eroilor, am bătut în acest an, am fost singuri pe țară, o medalie, fiindcă nu știu cine trebuia să o facă, dar noi am făcut-o, fiindcă acum 100 de ani, de-abia acum 100 de ani, la 4 iunie, România a fost recunoscută ca România Mare. Și am bătut o medalie jubiliară în 300 de exemplare. Dragul meu prieten primar Cristian, domnule primar Ciubotaru, te rog să primești o medalie din partea Asociației Naționale Culturilor Regina Maria din București, semnată de domnul general Visarion, în această zi minunată, cu emoție, să o păstrezi și să duci mai departe tradiția eroilor din Târgu Ocna. Te felicit și am onoarea să vă salut pe toți consilierii Târgu Ocna. Așa să vă ajute Dumnezeu! Vă mulțumesc foarte mult! Deschiderea listei pentru Senat, unul dintre cei mai mari politicieni sau cei mai buni secretari de stat pe care a avut PSD, și aici mă refer la domnul Sergiu Seclariu, care a construit foarte multe blocuri APD, să-l desport, este declarat cetățean de onoare la Moinești și în multe alte localități, a fost sancționat politic,
poate nu neapărat de PSD, pentru că a luat buget din alte județe ale țării și le-a direcționat către județul Bacău. Deci oameni valoroși sunt peste tot. Noi, PMP Târgu Ocna, vom pune în slujba orașului tot ce este mai bun pentru locuitorii orașului Târgu Ocna. Vă mulțumesc! Doamne ajută! Aș vrea din suflet să vă mulțumesc pentru invitație, să vă spun încă de la început că Dumnezeu are ultimul cuvânt. Asta vom vedea fiecare în viața noastră. Și acest lucru mă responsabilizează și invit toți preoții care sunt aici pentru că au fost invitați. Și domnule primar, vă mulțumim pentru gestul nobil de a ne invita. Uitați-vă pe ceas, toată slujba noastră durează 4 minute. Vă mulțumesc. Cei care doriți, vă rugăm să vă ridicați în picioare să facem o scurtă rugăciune. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa. Toată milostivirea cărui milă este nemăsurată și iubire de oameni adânc neajunsă. La Ta slavă că sunt cu frică și cu cutremur ca niște robi netrebnici, cu milință aducem această mulțumire bunătății Tale pentru binefacerile care au fost asupra robilor Tăi, credincioșilor orașului Târgu Ocna și asupra robului Dumnezeu Cristian Aurelian Ciubotaru, asupra doamnelor și domnilor consilieri prezenți astăzi.
și ca pe Domnul Stăpânul și Binefăcătorul te slăvim, îți cântăm și te lăudăm. Și iarăși căzând înaintea ta, mulțumim, rugând cu mirință nemăsurată și nespusă ta milostivire, ca precum ai binevoit a primi acum rugăciunile robilor tăi, cu milostivire împredicit ale împlinii cererile, așa și de acum înainte împredicește, ascurind într-o dreapta credință, în dragostea cea către tine și către aproapele și într-o toate faptele cele bune și adubădele tale binefaceri, împreună cu toți credincioșii robii tăi. Mântuiește de toată reaua întâmplare, dăruiește pace, sănătate și liniște tuturor și ne învrednicește pe toți totdeauna greșa cântație și celui fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață, Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Vă rugăm să luați loc și vă mulțumim. În cele ce urmează dau citire a două cuvinte, unul din partea arhiepiscopului nostru Ioachim, unul din partea preoților orașului stațiune Târgu Ocna. Pentru a nu omite pe cineva, salut pe toți invitații care au fost amintiți, pe înainte vorbitorii noștri, în mod special pe domnul primar. Aș vrea să salut prezența armatei române aici, domnul general Jenica Apostol, domnul colonel, cu respectul cuvenit domnului europarlamentar Dragoș Benea și tuturor celor care astăzi au făcut această, să spunem, frumoasă lucrare de a fi prezenți aici prin invitația domnului primar. Citesc cuvântul arhiepiscopului nostru Ioachim. De ce? Pentru că este membru al Sfântului Sinod, pentru că noi facem parte din Biserica Ortodoxă și aș vrea să subliniez acest lucru pentru că sunt și alte entități religioase care nu sunt în comuniune cu noi și nu vreau să punctez mai mult acest lucru. Salut din suflet toți reprezentanții bisericilor care sunt prezente, în mod special Biserica Romano-Catolică, care are și ei, au și ei eroi ai neamului nostru românesc pe aceste zone. Orașul stațiune Târgu Ocna pentru noi reprezintă un reper. De ce? Pentru că noi avem ca protopopiat o vechime de 352 de ani în acest oraș. Din când a fost cea mai veche biserică, suntem atestați încă de atunci. De aceea mulțumesc în mod deosebit și pentru faptul că ați invitat preoții din Târgu Ocna. Tuturor celor care sunteți prezenți, primarilor, aleși, consilierilor care sunt invitați, îi salutăm. Dau citire acestui cuvânt ce se adresează domniei sale, domnului Aurelian Cristian Ciubotaru, primar al orașului stațiune Târgu Ocna. Stimate domnule primar, am primit cu deosebită bucurie vestea alegerii dumneavoastră în funcția de primar al orașului stațiune Târgu Ocna. Iar pe această cale doresc să vă transmit câteva gânduri de apreciere și felicitare. Rezultatele activității și implicării pe care ați arătat-o în ultimii 20 de ani, cu precădere în postul de administrator al orașului, s-au concretizat în voturile pe care le-ați primit din partea Târgu Ocnenilor, arătând că sunteți o persoană apreciată de la care se așteaptă proiecte, inițiative și lucrări care să vină în sprijinul cetățenilor și în dezvoltarea orașului. Sunteți un om dinamic, ancorat în realitățile timpurilor pe care le trăim, iubitor de cultură și spiritualitate. Avem încredințarea că în demnitatea în care urmează să fiți investit, veți continua să fiți un partener de nădejde alături de care Arhiepiscopia Romanului și Bacăului să dezvolte și să continue proiectele culturale, social-filantropice și spirituale derulate în comunitatea dumneavoastră și în special cele ce țin de valoarea patrimonială în categoria A și B, a de edificiilor eclesiologice, amintind în special ansamblul parohiei Precista, Biserica Adormirea Maicii Domnului, Biserica Sfântul Nicolae, biserica care include și cimitirul eroilor căzuți în primul război mondial, Biserica Cuvioasa Parascheva, domnească probabil cea mai veche biserică a comunității cu peste 4 secole de existență și în mod special mănăstirea Biserică Răducanu. Cu prilejul acestui moment deosebit, vă felicităm, rugând pe milostivul Dumnezeu să vă dăruia
dumneavoastră deplină sănătate și înțelepciune spre găsirea celor mai bune soluții în proiectele pe care doriți să le desfășurați și spor în împlinirea acestora. Cu binecuvântare părintească Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului. Dau citire și mesajului preoților din Târgu Ocna, pe care în mod fericit doresc să-l citesc eu personal. Domniei sale, domnului Cristian Aurelian Ciubotaru, primarul orașului stațiune Târgu Ocna. Stimate domnule primar, în numele preoților Protoieriei Onești și a preoților din orașul stațiune Târgu Ocna, care păstoresc această zonă binecuvântată de Dumnezeu, Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, am dorit să vă adresăm cele mai calde și sincere doriri de bine pentru investirea dumneavoastră în funcția de primar. Avem în vedere decizia comunității care v-a ales pentru a sluji. Avem certitudinea că sunteți un om al oamenilor și un adevărat administrator, care își va pune priceperea și experiența în folosul dezvoltării comunității sub toate aspectele, cultural, economic, social și religios, amintind astfel de Sinfonia Bizantină a împăratului Justinian, prin care biserica și statul reprezentau cele două daruri prețioase pe care Dumnezeu le-a oferit oamenilor din dragostea sa nemărginită. Cu prilejul acestui moment festiv vă felicităm rugând pe Dumnezeu să vă dăruiască înțelepciune, putere și răbdare pentru a vă descoperi oamenilor drept reperul întregii comunități, împlinind cu spor toate proiectele pe care doriți să le desfășurați. Cu respect și considerație semnează preoții orașului stațiune Târgu Ocna. Vă mulțumim din suflet! Cuvioasă Evanghelie noastră Parascheva și Sfânta Scriptură prin preoții pe care i-am desemnat. Vă mulțumim! Felicitări, vă mulțumim! Spuneți! Dar prin faptul că am neglijat o declară închisă.